Trei cupe au fost câștigate de pugiliștii de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, antrenați de maestrul Ilie Captari. Primul dintre boxerii hunedoreni care s-a impus în ringul instalat în sala de sport Constructorul din Hunedoara a fost cadetul Cosmin Gârleanu, care l-a învins la categoria 38 de kilograme și jumătate pe Denis Mocanu de la Box Club Riviera Arad, într-un meci care s-a întins pe durata a trei reprize a câte un minut și jumătate. Tot victorios a coborât din ring consacratul de acum la categoria juniori Sorin Dobondi, care l-a învins pe Rando Stoian de la CSM Râmnicu Vâlcea în finala de la categoria 57 de kilograme. La Hunedoara a rămas și singura cupă pentru care s-au bătut două fete, ambele de 46 de kilograme. Pugilista Raluca Bârnoiu de la CSS Hunedoara a fost declarat învingătoare la puncte în fața colegiei de club Alexandra Zaiti. O altă luptă între hunedoreni a fost și finala categoriei 70 de kilograme, care i-a pus față în față pe Vlad Căpraru de la CSS Hunedoara și Cristinel Milici de la CSM Petroșani, al cărui braț drept a fost ridicat la final de arbitrul meciului. La ediția din acest an a Cupei Hunedoarei la box au participat aproximativ 40 de sportivi împărțiți pe trei categorii de vârstă, copii, cadeți și juniori, legitimați la 8 cluburi din Hunedoara, Sibiu, Arad, Timișoara și Râmnicu Vâlcea. Cele mai multe cupe, 4, au fost câștigate de pugiliști de la Box Club Riviera Arad, în timp ce cei de la CSM Chimia Râmnicu Vâlcea și CSM Sibiu au luat câte 3 trofee. Turneul s-a dovedit a fi un bun test înaintea campionatelor naționale de box rezervate cadeților, programate săptămâna viitoare la Râmnicu Vâlcea.